Dar acum să vorbim din cele nevorbite aici pe Bizon, să vă dau informații care nu au fost date și să vorbim ceea ce nu a fost vorbit până. Salutare prieteni, de ce pe episodul de astăzi vreau să vă prezint astăzi RPG Reinforce.ro. Revenim cu încă un gameplay de pe RPG Reinforce.ro. V-am spus că o să vă prezint mai multe chestii de pe acest server. Avem aici jobul de arms dealer pe care aș vrea să vi-l prezint. Dacă dăm slash get mats și ajungem aici la job point, dacă dăm slash job point o să ne ducă fix aici. Transportă coletul la punctul roșu de pe hartă pentru a primi la schimb materiale. În momentul ăsta am primit un colet. Dacă eram cu mașina, bineînțeles că ni-l punea în mașină și ar fi trebuit să mergem până la checkpoint-ul de pe hartă roșu. Eu în momentul acesta o să mă duc cu fly-ul ca să putem să vedem mult mai rapid cum evoluează acest mirobolant job. Este un job ilegal din lista de jobs. Sunt trei joburi legale, un job din cele trei joburi legale. Ajungem aici. Slash jobs, acestea sunt și joburile, vă reamintesc. Dacă intrăm aici, ai ajuns prea repede la checkpoint. Tocmai nu o să ne lase acum pentru că am fi ajuns prea repede la checkpoint și da, vedeți și voi. Ca să nu se folosească TP hack-ul, dar jobul de arm dealer în asta constă. În a merge cu get mats dintr-o parte în alta și a primi materiale. Putem da foarte rapid quit job fără niciun fel de bug. Am testat tot ce se poate pe aici și nu există bug-uri. Hai să vedem cum arată jobul de garbage man, pentru că s-ar putea să ne intereseze. Goto, ls, ups, așa, slash fly. Și să vedem cum arată mirobolantul job de garbage man. Care cică este un pic diferit față de ceea ce cunoaștem noi. Dacă dăm noi pe aici slash GPS, imediat ce ajungem la garbage job, care, opa, este aproape de LV și eu care credeam că este în LS, este fix, la groapa de gunoi, deci aici lângă Hitman este o groapă de gunoi, o groapă de gunoi în toată regula, ok, asta nu știam, chestia asta este adăugată de către server, deci jobul deja are ceva în plus, slash get job, slash work, nu suntem la job point, slash job point și ne duce perfect la momentul în care va trebui să dăm noi work. Ok, am ajuns aici, între timp, slash work. Bun, apăsăm tasta 2 pentru a merge cu gunoiul. Adună gunoaiele, după vină înapoi la sediu pentru a câștiga bani. Iar în momentul ăsta va trebui să mergem să adunăm gunoaiele. Cred că de pe aici din Blueberry, din satul ăsta, pentru că nu cred că ne-ar duce prea departe. Hai să vedem cum decurge. Ok, avem un gunoi acolo. Ok, stăm un pic și chiar luăm gunoiul de jos. Ok, chestia asta e foarte interesantă. Totodată vă readuc aminte ce putem găsi pe slash GPS. Da, nu putem acum pentru că facem jobul. Așa arată jobul de garbage. Imediat vom termina și ruta și ne vom duce la sediu pentru a ne putea recupera toți bănuții. Iar după ce am colectat tot gunoiul, putem merge la sediu așa cum ne-a apărut și mesajul de pe ecran de mai devreme. Putem merge la sediu să ne ridicăm bănuții și am câștigat 17K. Pe tura pe care am făcut-o, acesta a fost jobul. Dacă dăm acum slash GPS, hai să ne mai avem aici Find House Garage, avem și sistem de house garage. La locații speciale avem gift box, crates, spin gift și buy licenți. Stai să mergem un pic la crates. Se presupune că după ce am făcut job am mai câștigat puncte, achievements. Avem sistem de achievements, licența de condus, capă de wanted, achiziționează un vehicul second hand, achiziționează o casă, joacă 100 de ore. Avem foarte, foarte, foarte multe achievement-uri pe care dacă le facem vom primi mai multe puncte premium și mai multe din astea, slash shop, puncte premium cu care putem cumpăra foarte multe chestii de pe aici, skin-uri, putem cumpăra și skin-uri care, vedem, sunt cu diamante și fiecare îți dă un bonus la job. Este acel sistem cu skin-uri în care fiecare skin face câte ceva. Hai să mergem acum, ups, așa, să mergem acum la locații speciale, la crates. Crates-uri care sunt undeva pe, stai, așa, ctrl f, așa, fly încă o dată, pentru că mi se buguise. Crates-urile care sunt fix aici, bine, aici și după pe insulă. Aici am ajuns la insula de crate-uri, slash fly. Aici avem și câteva case, după cum putem vedea, dacă vrem să luăm ceva de pe această insulă. Iar aici avem pe insulă unde v-am mai prezentat eu cândva. Avem aici slash spin, putem da, dar deja cineva dă aici. Ok, am accesat gift spin-ul. Și să vedem ce ne pică după ce am făcut un pic de job acum. Și, hai, poate ne pică ceva. Hai, un crate.
Diamante, epic crate, vehicle points. Nu, hai. Vreau un crate. Respect trade, upgrade, normal crate, health upgrade. Hai cu diamante. Diamante. Ok, și am primit 12 diamante din spin gift. Ok, super. Iar crate-urile, cred că erau undeva pe aici. Da, aici erau crate-urile, normal crate. Hai să cumpărăm un crate mai scump. Epic crate, legendary crate. Hai să vedem. Buy crate. Hai să le cumpărăm. Cumpărăm, n-am deschis un crate până acum împreună cu voi aici. Deja prea multe crate-uri, slash crate. Ah, ok, am deja toate crate-urile necesare. Hai să deschidem legendary crate. Apasă pe cerc dacă doresc să deschizi un legendary crate. Ah, ok, am apăsat pe cerc. Și acum hai să începem primim cu legendary crate cu, după ce am făcut noi toți bănuții de la job. Și în sfârșit, ok, avem aici și un skin. Aveam și droguri, respect point-uri, skin rare, clan points, îmi place, ok, și hai frate, vehicle point, avem foarte multe chestii pe care le putem câștiga. Și am câștigat 14 respect points din crate, buy level, putem da buy level, dar încă n-avem necesare toate punctele, spawn, dăm aici blista compact, locate vehicle, ca să putem să mergem la blista noastră compact, GPS, blista compact și information. Și avem aici 496 Goto car 496 de Goto car, stai. V information. 4 vehicle 449 Goto car 449. Ok, și am ajuns la blista noastră. Hai să vedem dacă putem să mai adăugăm câteva chestii. Blista compact, putem să facem rainbow dacă vrem. Da. Ok, și acum ne-am făcut blista compact rainbow. Dacă dau slash rainbow, blista compact rainbow și activ, start stop. Ok, și acum am pornit modul rainbow pe blista compact, deci se pornește de pe slash shop. Și dacă dăm change speed, putem selecta viteza. Viteza 4 se va schimba foarte rapid în toate culorile. Bun, fraților. Acesta a fost din nou un nou gameplay de pe serverul Reinforce.ro. Să încercăm în dățile viitoare să vedem ce alte joburi ne mai arată serverul. Totodată să vedem niște quest-uri în episoadele ce urmează, în care vă mai prezenta mai multe pe Reinforce. Dacă vă place, puteți acorda o șansă serverului prin secțiunea de descriere. Aveți IP-ul pentru a putea să faceți mai ușor. Așa că hai să trecem la episod. RPG Reinforce.ro vă așteaptă. Ei, salutai, prieteni, bine v-am găsit la un nou episod de San Andreas Multiplayer. Suntem pe rpg1.bizon.ro de pe contul meu, pentru că astăzi vreau să mai facem un pic de poliție, băi, pentru că n-am mai făcut foarte multă vreme. De ce? Filmează? Am pornit, da, filmarea? Bun. Duti, nu știu de ce aveam impresia că filmarea nu era pornită, gen, nu cred că e... Nu simt vibe-ul de filmare, gen, de început, când apăs pe tastatură. A, pentru că n-are lumini și șocul haptic. Bun, gata, și răspunsul haptic la tastatură. Bun, gata, acum totul este în regulă și suntem pe filmare. FVS, pardon, așa, LSPD Inf la mine. Pe episodul de astăzi o să vorbesc cu voi despre ceea ce vedeți și voi în mirobolantul titlu, anume pilele, dar și nu am veoza pentru că s-a ars becul și veoza și trebuie să-mi iau altă veoza. Deocamdată nu avem veoza, o să-mi cumpăr alta cât de curând, așa că am aprins toate cele 3 becuri din cameră ca să ne putem vedea. În altă ordine de idei, vreau să vă spun că pe episodul de astăzi o să abordez o temă destul de interesantă, pentru că în episodul anterior la War-uri mi s-a pus întrebare de către cineva, băi, Swift e cod sau nu e cod la o filmare, în fine. Și mi-a venit o idee foarte interesantă, zic... De ce să nu vă vorbesc eu vouă despre pilele la war-uri? Gen, de ce adminii stau pe unii codați la war și pe alți codați nu stau? Sau de ce se întâmplă chestiile astea? Ei bine, așa că pe episodul de astăzi vreau să vorbim despre chestia asta, pentru că este o temă destul de interesantă pe care știu că foarte mulți dintre voi o știți. Pentru cei care nu mă cunosc, deși e foarte puțin probabil, dar pentru cei 1-2 oameni care nu știu că eu am fost admin de nivel 4 aici pe RPG 1, am fost admin timp de 4 ani de zile, am fost admin 4 o grămadă timp, un an, 2 ani am fost admin 4, deci am o experiență enormă în ceea ce înseamnă war-uri, codat și așa mai departe. Mă rog, aveam o experiență enormă, că acum nu mai am, nu că nu mai sunt admin, dar vreau să vă spun acum cum decurgeau war-urile acolo ca și admin. Bine, aveți videoclipuri pe canal în care stăteam pe codați la war, puteți scrie Swifty Gaming Ro war și aveți acolo codați war pe YouTube și cu siguranță îmi sună telefonul. Stai să vedem cine mă caută.
Așa, fraților, am revenit. Se blochează bunicii în tipul că s-a blocat, dar mă suna cineva pe telefon, anume prietena mea. Arest 474 și toată lumea sună, frate, fix în momentul în care filmez. Bun. Slash wanted. L-V-L-V-L-S-L-S-L-S. Mai departe. Bun. Ați văzut pe canal la mine multe videoclipuri de la War în trecut, dar acum să vorbim din cele nevorbite aici pe Bizon, să vă dau informații care nu au fost date și să vorbim ceea ce nu a fost vorbit până în acest moment. Scurs și la obiect. La War nu prea există pile. Dar în ciuda faptului că foarte mulți dintre voi credeți că adminul respectiv nu stă pe respectivul, dacă vede că a primit report, nu știu, un codat, hai să-i zicem GGL, da? Dacă a primit report GGL care este foarte codat, toată lumea știe că dă cu cod și nu știu ce, adminii nu iau reportul că îl favorizează, că nu știu ce. Ei bine, motivul pentru care și eu ca admin și ceilalți admin nu luau reporturile în momentul în care erau foarte multe reporturi pe un singur codat, gen care se știa că are cod, din două motive. Odată, noi ca și admin știam că indiferent dacă îl banez pe ăla sau strâns dovezi cu el, oricum primește am bani de la adminii mai mari sau de la Kelton, pentru că sunt dovezi insuficiente pentru a fi banat, pentru că acel cod este foarte bine ascuns și rare au fost cazurile în care chiar s-a putut bana respectivul codat atât de decodat, să zicem așa. Deci foarte rare cazuri în care chiar s-a putut bana un codat foarte celebru pe server și gen chiar să-i rămână banul, pentru că de fiecare dată luam bani, pentru că de fiecare... Mamă, îi dau runner, fii atent, îi dau... Riști complice! Riști complice! Bun, su cont 998, runner și pe celălalt n-am văzut cum îl cheamă, din păcate. G, 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 no drept, așa. Bun. Nodrept R1, dar are rank 1, nu poate să ducă după nodrept. În fine, pentru că nu puteam prinde, știam că banul nu o să rămână. Știam că banul sigur nu o să rămână, așa că de ce să mai stai să-ți bați capul cu el să nu știu ce. Așa că banul niciodată nu rămânea. Sau, din al doilea motiv, pur și simplu dacă ne puneam pe el alți admini care erau colegi cu noi, i-ar fi spus, bă, vezi că stau adminii pe tine. Că unii dădeau report intenționat, un admin dădea recon, ceilalți admini vedeau că am preluat reportul și astfel Alex, C, ID Alec îl chema, cred, Alec Find 419, e același? Da, e același, ăsta e. Bun, așa că mai bine nu-l luam și ne puneam pe el YOLO, gen luam, ne puneam pe el fără să acceptăm reportul, astfel încât să nu se vadă că am acceptat ca cineva să-i zică să nu știu ce, ați înțeles voi care este ideea. Treaba stă în felul următor, dacă făceam chestia asta, în mod evident, lumea nu vedea că noi preluam reportul și credea lumea că, bineînțeles, noi am luat, nu lasem reportul, deci adminul stă activ. Asta se putea întâmpla, dar să nu stea lumea pe codați, gen admin să favorizeze direct sau niciodată nu au fost discuții pe stafful Bizon, gen pe Discord și așa mai departe, de să nu stați pe codatul ăla că oricum nu-l prinde sau să nu stați pe codatul ăla că oricum nu știu ce sau bă, vezi să nu stai pe codatul ăla că e prietenul meu sau așa. Niciodată nu a fost chestia asta, deci niciodată, nici între noi, nici în glumă, niciun fel de glumă, nici pe Discord, nici în niciun fel nu a fost vorba de așa ceva. Pe indiferent unde am vorbit sau așa mai departe, pentru că Bizon are să zicem așa, o normă clară. Frate, joci bine și fără cod. G, G. A, nu, nu, G, G, că s-a dus aici. Bun, bun, aici îl omorâm. Să joci fără cod. Frate, în rest, dacă joci fără cod, poți juca pe server liniștit. Dar, de multe ori nu se întâmplă asta, bineînțeles. Și lumea juca cu cod. Dar favorizări nu a existat niciodată. Iar la War-uri v-am explicat ce se întâmplă sau... De obicei, cel mai des, atunci când admin nu preluau reportul, se întâmpla dintr-un motiv foarte, foarte simplu. Anume că erau foarte multe reporturi și prea puține admin. Și chestia asta, atunci când eu eram admin, se vedea foarte, foarte mult. Adică gândiți-vă că de foarte multe ori noi adminii 4, mă rog, când eram admin 4, noi adminii 4 ne punea, că, mă rog, treaba de admin 4 nu este să stea pe codați la ori, treaba lui e alta pe server, dar ne puneam și noi, chiar și adminii 6 se mai puneau pe codați la ori de multe ori. Daniel, supervisor RPG3, făcea asta, Sartor mai făcea uneori pe RPG1, dar Daniel era renumit că făcea chestia asta, a fost un supervisor RPG3. Se punea pe codați la ori să ne ajute, pentru că efectiv eram prea puțin admin. Gândiți-vă și voi, suntem, mă rog, ar fi pe server undeva la 7-8 admin să spui, 2 staff EK, vreo 5 admin care să stea pe codați la ori, poate chiar mai mult. 6 admin.
Dar din ăștia gândiți-vă că să primesc foarte multe reporturi, 10, 15 reporturi la 20-25 de minute sau per or la jumătate de oră și ca stai pe un codan nu poți stai 2-3 minute, trebuie să stai ceva pe el. Chiar trebuie să stai ceva pe el astfel încât să strângi dovezile necesare ca să poți să-l banezi și bineînțeles nu se poate de cele mai multe ori pentru că nu este staff suficient și în momentul în care nu este staff suficient nu poți să preiei toate reporturile. Știu că din afară se vede, m-am dat report cheater pe cineva la ori, n-a acceptat nimeni, am mai dat toată, n-a acceptat nimeni. Dar v-am explicat care ar fi cauza, cele trei cauze mari. De cele mai multe ori v-am zis admini care se încumetau să stea pe un codat foarte renumit, care toată lumea știa că are cod, dar nimeni nu putea avea dovezile necesare și solide ca să poată să-l baneze. Așa, de cele mai multe ori în momentul ăla, adminul care se băga era foarte curajos și trebuia să stea pe el foarte multe zile care să poată să-l baneze. Odată pe filmare, pe o filmare de la o dovadă, mă uitasem, erau vreo 4-5 zile, deci o săptămână de war-uri completă cu dovezi de la adminul respectiv. Gen, în filmare se vedea dovadă pe data de 18, 19, 20, 21, doar ca să poată să-l baneze odată. De cele mai multe ori adminii care făceau chestia asta erau recompensați, gen la statistici, că aveau un ban foarte solid și oamenii... Adică, mă rog, adminii mai mari vedeau chestia asta și da, el era recompensat la statistică, mă rog, cu promovări mai rapide sau lumea îl vedea. Adică nu îi se spunea direct, da, bă, frate, pentru că l-ai banat pe ăla, primește o promovare, ci pentru că lumea vedea că te descurci foarte, foarte bine, erai promovat. Dar v-am spus, pile la war, ca și jucător să ai sau codat, nu, deci efectiv nu mi-aduc aminte de o fază în ăștia 4 ani care să sugereze pile la or sau favorizări de codat sau alte asemenea. Nu, poate unde să se favorizeze, ar mai fi un loc în care să se favorizeze chestia asta în momentul în care ceri părerea pentru ban, pentru că dacă nu știți, ca să un admin ca să poată să baneze pe cineva pentru cheat-uri, s-a introdus regula să-l posteze pe Cheater Steam, adică către echipa de depistări coduri ale a serverului și aceia vor da cu părerea dacă da frate ar fi cod sau nu ar fi cod, la 3-4 păreri de da se primește clar aprobare și se poate bana respectivul. Acolo poți să zici că de multe ori, chiar și eu am fost în Cheater Steam, poți să zici că da deși ăla n-avea cod sau poți să zici nu deși ăla chiar avea cod. Dar de cele mai multe ori chestia asta acolo se mai întâmpla, gen dacă era un prieten, zicea lui ăla din Cheater Steam, bă, ia fii atent în coa, zici și tu nu acolo sau nu știu sau insuficient, că ăsta era cu un cel mai standard ca să falsifici, să maschezi o pilă, insuficient. Când se vedea clar că trage cu coci, gen nu e legit, cineva spunea insuficient, altul se lua după ce a insuficient, era clar că ceva nu este în regulă, dar s-a întâmplat destul de rar chestia asta, chiar destul de rar s-a întâmplat chestia asta și când s-a întâmplat v-am spus, foarte, foarte rar și nu era cazul, dar acolo erau, cred că, singurele pile care puteau să fie făcute. Cam singurele pile acolo, la părerile de pe Cheater Steam, că părerile alea depindeau, banul depindea de acele păreri. Fără acele păreri, banul nu se dădea. Am fost și eu Cheater Steam, dădeam și eu păreri, da sau nu, știu cum e, știu cum s-a făcut echipa de Cheater Steam, dar per total nu prea au existat pile. Deci nu. Deci nu-mi dau seama de așa ceva, pentru că am primit întrebarea asta de la mulți după ori data trecută. Bă, Swift, dar pile nu știu ce. Bă, nu. Deci de ce să mint? Nu. Comparativ cu alte servere pe care am văzut eu, Bugit sau, mă rog, v-am spus că am avut un prieten care era admin acolo și ce-mi spunea, ce auzeam pe acolo de fake cu el și așa mai departe, efectiv e mic copile, pistol cu apă pe lângă ce ar fi aici pe Bizon dacă ar fi. Dar cam atât a fost cu episodul de astăzi. Nu sunt helper și admin. Poate un event. Ce event, frate? Că nu mai pot să dau accept event. Mi-au dat ăștia admin și nu știu. N-am accept event. Nu pot să dau accept event. Mulțumesc foarte pentru atenția acordată și pentru cele, cred că 15, 10, 14 minute pe care mi-ați acordat astăzi. Dacă aveți în continuare întrebări sau vreți să mai vorbim chestii din perioada în care eu am fost admin, puteți să mi le puneți cu mare, mare căldură când veți voi, oricând pe Facebook, Instagram, comentarii, că le citesc tot timpul și așa mai departe și vorbim de toate curiozitățile voastre de când eram admin, pentru că pot să vorbesc mai multe acum decât aș fi putut vorbi înainte, deși nu divulg nimic secret. War-urile, asta e treaba, o să vreau să filmăm de la War-uri și pe episoadele următoare. Am primit un cont foarte mișto de rank 6 sub leader din Red Dragon 3, dacă nu mă înșel. Sunt obosit, dacă nu mă înșel. Așa că pe episoadele următoare o să vedem ce vom filma, la ce ori vom intra și cât acțiune vom avea. Până atunci, ca de obicei,
pentru a 1000 și nu știu câta oară, stay close și aveți grijă de voi, fraților, sunteți cei mai tari.